Timp de o lună, timișorenii și nu numai se pot bucura de atmosfera festivă din centrul orașului la Târgul de Paști. Piața Unirii și Piața Sfântul Gheorghe au fost transformate cu decoruri vesele și colorate cu temă pascală, ideale pentru realizarea de fotografii realizate în colaborare cu echipele Societății Horticultura SA. Ne bucurăm că am putut contribui la amenajarea decorațiunilor și sperăm că florile plantate de colegii noștri vor aduce un zâmbet pe fețele vizitatorilor. Nu uitați să vizitați Târgul de Paști, transmit reprezentanții Horticultura. Evenimentul este organizat de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara și rămâne deschis până în 6 mai.